Juliana Badiu a trecut prin multe în ultimii 10 ani. Ca să vă zic doar câteva, vă spun că în această perioadă a devenit mamă și a pierdut cel mai bun prieten pe Jean, un golden retriever cu o poveste incredibilă și a fost de două ori mireasa aceluiași bărbat. Cel mai bine însă este să o las pe ea să detalieze și să ne spună ce au însemnat ultimii 10 ani pentru Ileana Badiu, care acum este aici. Salut, Luna! Bine ai venit la noi la emisiune! Mulțumesc foarte mult de invitație! Ai văzut că am ascuns cozonacul, am ascuns... Da, ce bine, ce bine! Asta e mult mai sănătoasă! Pentru că ce credeți, dacă o urmăriți pe Ileana Badiu pe Facebook sau pe Instagram, o să vedeți că are un stil de viață sănătos! Mănâncă sănătos? Încerc. Doarme sănătos? Puțin, dar sănătos, jos, da. Jos zahărul? Nu. Nu? Nu. Nu? Nu. Eu așa am crezut, că e întotdeauna jos zahărul. Nu. Așa ar sportul. Trebui să fie, sus sportul, da. Foarte frumos. De la o vârstă trebuie. Care vârstă? Că ai 20 de ani, Ileana. Plus 23. Ai 43 de ani? Da. Spre... Tu ai 43 de ani? Vă îți mulțumesc, da. Mai vin la tine. Te rog, nu, eu n-aș fi putut să jur, puteam să pun chiar un pariu, n-ai mai mult de 20 de ani. Îți mulțumesc foarte mult, păi știi cum e, acum se spune că 40 is the new 20. Nu e adevărat. Nu e adevărat, nu, da? Deloc. Dar vreau să deloc. Le spun oamenilor că tu ai creat o platformă. Da, am creat o platformă când, ai împlinit 40 de ani. Când am împlinit 40 de ani, care se cheamă Super 40. Și, ba, Ileana Badiu, știi cum e, că așa era, putea fi rezervat numele. Pentru că e, vârsta asta e un prag pe care toată lumea îl trece cu greu. Și când l-am trecut și eu, mi-am imaginat că e mai nasol decât este de fapt. Și nu e așa. E o vârstă ca oricare alta pe care trebuie însă să ți-o asumi. Și să nu-ți imaginezi că la 40 de ani poți fi ca la 20, că nu poți. Și dacă, cum să zic, intri în competiție chiar cu tine, cu tine, adică cu gândurile tale, cu ceilalți, asta mai bine. Cu celălalt de vârsta... cu 20 de ani mai tinere, n-are rost. Chiar n-are rost. Eu pariu pierdut. Dar uite, arăți mai bine decât foarte multe domnișoare care au 20 de ani. Mulțumesc. Să știi că nu e, nu știu, acum nu fac acest tip de comparație, dar nu te simți ca la 20 de ani. Orice îi face, chiar dacă arăți ca de 20 de ani, dacă e cazul, deși nu cred că e cazul, că, cum să zic, după o vârstă încep să apară niște riduri pe care eu nu insist neapărat să le estompez, că n-am cum, știi cum e. Degeaba îmi ridic una alta la frunte, că nu mi-ajută la nimic. Am înțeles. Eu tot de 43 de ani sunt. Deci mergem pe natural. Da, da. Cu toate că tu ai un soț extraordinar. Nu este estetician, nu, dar este unul dintre doctorii foarte apreciați în domeniul chirurgiei. Chirurgie cardiacă. Să sperăm că, nu știu, nu o să am nevoie de intervenția lui vreodată. Dar da, e chirurg cardiac și... Da, e o meserie care are legătură mai degrabă cu peste 40 de ani și peste 50 și peste 60 atunci când începi să ai probleme cardiace. Eu vedem fotografii cu voi și din păcate vedem câinele pe care l-ai pierdut, nu? Acum 2 ani? Da, nu, câinele pe Jean l-am pierdut anul trecut, în noiembrie, acum 2 ani... Am fost o încercare și am și reușit să-l salvăm. Mi se pentru pare că... foarte tare. Medicii veterinari nu-i dădeau nicio șansă, nu? Nu, nicio șansă. Și soțul tău? Soțul meu o chinuit cumva de rugămințile mele de a-l opera, deși de seama că nu am mai operat vreodată vreun câine și nici un veterinar n-a operat un câine așa cum a trebuit operat Jean, pentru că... Mă rog, a avut o cancer cu o tumoră care s-a extins pe vena cavă, trebuia eutanasiat atunci pe loc ca să nu se chinuie, o chestie foarte galopantă și eu n-am vrut și n-am, mă rog, și mi s-a spus că oricum e inutil încercarea, că nu a fost făcută niciodată o asemenea operație, poate doar un chirurg cardiac uman experimentat ar putea și eu de aici am preluat-o. L-am implorat pe soțul meu, care împreună cu doctorul Vasilescu, un chirurg vascular, l-au operat pe Jean, l-au salvat atunci, nu i s-a dat decât maxim încă o lună, a mai trăit încă 2 ani aproape și a murit de bătrânețe anul trecut, când era limita maximă pentru un golden retriever, 14 ani și jumate. Foarte tare. Dar ne-am chinuit, da, i-a fost... Știu că bunica ta are 94 de ani, se uită împlinește. Cred că se uită, eu așa i-am spus, i-am spus să se uite, am rugat-o să se uite. De ani, face tare. 94 de ani în mai.
foarte tare. Să-ți trăiască, să te bucuri cât mai mult de ea. Mama ta are 74 de ani. 73, da. 73, înseamnă că eu sunt mereu cu un an în față. Da, știi că și eu spun întotdeauna că am cu un an în plus, pentru că nu fac parte din categoria de femei care spune că are cu un an, 2, 5 în minus. Spun că am cu un an în plus sau 2 în plus și atunci primesc mult mai multe complimente. Da, serios, ai 50 de ani, deci asta, mă rog, cât foarte zic eu frumos. Cam, depinde de... Și în același timp să vreau să le spun celor de acasă, uite, vedem imagini cu tine și cu soțul tău, cel cu care te-ai căsătorit de 2 ori. M-am căsătorit de 2 ori, da. Adică, mă rog, odată a fost în 2008. M-am căsătorit odată în 2008. Și eu tot în 2008. Știu, da. Dar tu ai 2 copii, eu am doar unul, care face în curând 9 ani. Să vă în acest Sasha, interval. Nu? Sasha, da. Sasha. Și am, soțul meu a profesat în Germania, la un centru de chirurgie cardiacă. Am fost căsătoriți într-o relație de la distanță. Am fost împreună până să ne căsătorim aproape 11 ani, dar ulterior ne-am căsătorit. Și când a revenit în țară, la insistențele mele, am refăcut o nuntă, adică o ceremonie, se cheamă în ritul ortodox, se cheamă ceremonie de slujbă de mulțumire, dar are același parcurs ca o căsătorie. Și ne-am îmbrăcat cu aceleași rochii, că ne mai încăpeau pe toți, pe Naș, pe mine, pe Cătălin, pe, mă rog. Doar că diferența e, și asta a fost foarte frumos, pentru că nimeni din cei care au fost apropiații noștri, sunt apropiații noștri atunci când ne-am căsătorit, nu aveau copii. Toți încercam cu eforturi, că nu a fost ușor. Și după ce ne-am recăsătorit, la, mă rog, poalele noastre se aflau copii. Fiecare făcuse între timp unu sau doi copii. Super, foarte frumos. Și urmează să lansezi o nouă platformă. Despre ce ar fi vorba? O să lansez o platformă care o să vorbească, adică o să vorbească despre superlativul oricărei vârste. Se va chema Super Age, un derivat din Super 40. Și pentru că îmi dau seama că după pragul vârstei de 40 de ani, toți sunt speriați de vârsta pe care o au. Și în plus am mai constatat că în jurul nostru sau în social media și aici și mai ales în străinătate sunt o groază de persoane de peste 50 de ani care au reînviat, dacă vrei, de la manechine, mă rog, high age. Deci există viața, da, după există, 40 de ani? Există, există și după 50 și după 60 și după 70 și există viață, da. Foarte frumos. Și când o să fie platforma gata? La sfârșitul lui mai, în principiu. O să o anunțăm. Noi te mai așteptăm aici la noi, la emisiune, cu mare drag. Bine, mai vin. Mulțumesc de invitație. Și îi recomandăm pe cei de acasă, de exemplu, să te urmărească foarte frumos și pe Instagram și pe Facebook. Vreau să le spui tu contul, pentru că acolo poți să vadă ce trai sănătos și în același timp și tot felul de... Contul de Instagram e ilana.badiu sau super40 by Ilana Badiu într-un cuvânt, iar contul de Facebook e un profil personal, Ilana Badiu, așa cum mă cheamă. Eu le recomand oamenilor să vină să-ți dea like și să vă împrieteniți acolo. Așa să facă, și da. Să mai afle și tot vezi, felul de cine lucruri. Și-ar fi imaginat că o persoană de peste 43 de ani este atât de activă în social media, cum am devenit adică eu și cum sunt. Activă, eu am observat. Sunt foarte activă, dar și mă și captează foarte tare. Acum câțiva ani, când eu destul de târziu am intrat în povestea cu social media, dar m-a captat ca pe aia de 15. Îmi spune Fimiu să las telefonul din mână, să termin cu Insta Stories-urile. Da, na. Dar știi cum e? Pe internet sunt foarte mulți oameni care pot să lase tot felul de comentarii și de mesaje. Nu ți s-a întâmplat să primești tot felul de mesaje și de comentarii care nu-ți plăceau sau care te trageau? Nu, să știi, asta nici nu știu, o fi bine, o fi rău, să impun atâta respect de primesc numai comentarii elegante. Da, să știi că pe mine mă urmăresc oameni care sunt un pic mai în etate, ca să zic așa. Aia nu sunt așa obraznici. Am înțeles. Oameni buni, fie că sunteți în etate, fie că nu, eu zic că să o urmăriți pe Ilana Badiu pe Instagram și pe Facebook. Este o fată extraordinară. Ai văzut, am zis fată extraordinară. Adică așa, altfel stau lucrurile. Extraordinară, o fată tânără extraordinară. 20 de ani, v-am spus, atât are. Să-l saluți pe soțul tău. Și tu pe soția ta. Mulțumesc mult de tot și cu mare drag te mai așteptăm aici la emisiune. Mai vin, gata. Promis, da? Invitația. Hai, mă gândeam, de exemplu, că ai putea să vii lunar. Tu, de exemplu, știi să gătești? Nu. Cozonace, îți place să mănânci? Pot să vin să-ți gătesc tot felul de cocktailuri cu alcool. Asta pot să-ți gătesc. Mă pricep foarte bine. Vorbesc serios? O să-ți fac toate tipurile de margherita. Cu pepene, cu căpșun, cu castravete, cu ce vrei tu. Cu țuică. Pentru... Poți să faci vreun cocktail? Da. Tu vorbești serios? Da, serios. Stai că nu vreau să te las să pleci cu mâna goală. Îmi dai o țuică? Nu vreau să te las să pleci cu mâna goală. Am primit ceva mai devreme, o țuică adevărată, uite aici, de la doamna care a fost mai devreme cu cozonacul. Da, rezolvești și Bucovina. Nu. Da, e foarte bună. Exact ce trebuie, nu? E foarte serios. Bună.
Deși nu pare să știi că beau țuică. Atunci nu voi să te îmbraț, să te îmbrățișez. Uite, e de-a mea, mă bea țuică, vedeți? Bravo! Foarte bun!